Noi mai mult țin minte, eu aveam danace așa, veței. Și până la un an așa creșteau și tăiau așa mai mult de Crăciun și carnea aia mai puneau și în saramura, numai că nu era frigid, nu stătea. Nu stătea și nu erau frigid. Și ferbeau saramura și puneau și aveau carne. Erau ca un fel de putinele, nu? Ca da, și puneau acolo, le așeza, le acoperea cu saramura, dar să știi că e bună. Deja când aveam frigider și tăiam, adică aveam frigider, dar cât să pui aici deja, cât să pui în frigider? Și fermeam saramura da. Și puneam, așezam în... Aveam din asta garniță, cum spun. Așezam carne deasupra saramură și se prindea untura deasupra, statea și spalai și nu era sărată. Să nu prindă aer. Și nu era sărată și bună era. Și căvarmau o făceau mult. Căvarmau și cu... Cum făceau căvarmau? Carne prăjau, scurgea de sânge, puțin sare și după aceea prăjeau carne foarte bine. Așeza și tot cu untura deasupra topeau și asta și stătea. Untura nu dădea voie să prindă aer.